Salutare lume și bine v-am regăsit la un episod, stați un pic, da, și anume o nouă serie cu bancuri, da, bancurile sunt de pe www.parteabuna.ro. Deci, să citim niște bancuri. Se întâlnesc Bulă și Căstrulă. Ce faci, Bulă? Cum îți merge? Bine, am intrat în afaceri cu un cumnat. Am deschis un magazin. Da, da? Cu ce? Cu ranga. A, mișto. Ok. Un tip foarte timid intră într-un bar și vede o tânără frumoasă stând la bar. După o oră în care... Era să citesc în cur. În care și-a adunat tot curajul necesar, se duce în cele din urmă spre ea și îi spune: te deranjez dacă stăm puțin de vorbă? La această tânără... La aceasta, tânăra răspunse strigând în gura mare: nu, nu mă culc cu tine diseară! Doamne! Toată lumea din bar își întoarce acum privirile către cei doi. În mod firesc, tipul este acum copleșit de rușine și se întoarce timid la masa sa. După câteva minute, tânăra se apropie de el și își cere scuze, zâmbește către el și spune: îmi cer scuze dacă te-am făcut să te simți prost. Știi, eu sunt studentă la psihologie și studiez cum reacționează oamenii în situații genante. La care tipul răspunde în gura mare: cât? $200? Mamă, tâmpiți amândoi. Ia aici ce e. Ai văzut Eclipse? Taci acolo! N-am ce zice. Pleacă Ion din sat în America și devine John, mare om de afaceri. După un timp, fiind în concediu, se întoarce în sat și oferă fiecărui sătean câte... Astea au fost scrise pe timpuri, cred că. Deoarece, uitați, câte cu udini. Câte $100. Toată lumea mulțumită laudă pe John, ce băiat bun este. Următorul an, la fel oferă $100 când revine în sat, lumea mulțumită, numai cuvinte de laudă pentru John. Păi cum, dracu, dacă vă oferă banii, dacă i-ar oferi și cuiva care știu eu bani, cum ar face tu la fel ca ăștia? Dar știu eu cine, e secret. Laudă pentru John. În al treilea an, John oferă fiecărui sătean numai $50. S-a stricat treaba, cred că aici. Se întâlnește Gheorghe cu Vasile. Vasile, ție tot $50 ți-o dat? Tot, măi, Gheorghe, zise Vasile nemulțumit. Păi cum, dracu, mai bine vă 200. Eu nu pot sta așa, mă duc să-l întreb de ce. Se duc amândoi la John, iar Gheorghe îl întreabă: măi, John, lumea e nemulțumită în sat, de ce ne-ai dat numai $50? Pardon. Știi, măi, Gheorghe, a venit criza. A intrat băiatul meu cel mic la facultate, au crescut cheltuielile. Banii sunt mai puțini, asta e viața, e greu. La care Gheorghe către Vasile: vezi, măi, Vasile, John își ține băiatul la facultate pe banii noștri. Cum banii voștri, mă, firața ai dracu, dacă omul a muncit pentru ei în străinătate? Asta e mai mult ca să te enervezi așa. Păi cum, dracu, omul muncește în străinătate pentru bani și ăia zic că își trimite fiul la facultate pe banii lor. Cum, dracu? E emisiune pe bani părinților sau ce? Cum se cheamă un bărbat inteligent, sensibil și aspectuos? Un zvon.
Pe asta n-am înțeles-o. Mai devreme am auzit-o pe iubita mea când îi spunea la telefon celei mai bune prietene că visul ei este să se logodească cu Valentine's Day. Cum vine asta? Valentine's Day înseamnă ziua îndrăgostiților. Sper din tot sufletul să-și găsească un băiat de treabă. Bă, prostule, și ăsta e prost. Deci, dacă e iubita lui, ăsta speră din tot sufletul să-și găsească un alt iubit, de exemplu. Prost, ești floare. Puțin este întrebat la vama de ofițerul de serviciu. Doamne, puțin! Putin este întrebat la vama de ofițerul de serviciu. Ocupație? Nu, doar vizită. Nici pe asta n-am înțeles-o. La un interviu pentru angajare. Pe CV-ul tău văd că scrie că ești un om misterios, îmi scrie intervievatorul. Ce vrei să spui cu asta mai exact? Asta mi-a cam dat eu seama așa. Pierdut câine în pădurea Băneasa, îl declar lup. Ce banc prostesc. Alo, familia Popescu? Nu, domnule, noi nici n-avem telefon. Păi cum, deci? Ăla a sunat, a întrebat dacă e familia Popescu și ei au răspuns, au zis nu și că n-au telefon. Deci, duș cu pluta. Ce trăiește în pământ și începe cu o? O râmă. Era să citesc o ramă. Ce trăiește în pământ și începe cu D? Două râme. Ce trăiește în pământ și începe cu T? Tot o râmă. Ar fi venit trei râme, de fapt. Își cumpără ursul mașina nouă și pleacă să se plimbe prin pădure. La un moment dat, se întâlnește cu iepurașul. Iepurașul: ce faci, ursule? Asta e mașina ta? Ursul: da, bă! Hai să te fac o tură! Se urcă iepurașul în mașină și pleacă cu ursul prin pădure. Se plâmbă. Știți, v-ați prins voi ce vreau să zic. Se plimbă și ajung la o... Era să zic prostituată. La o prăpastie. Ursul: iepurașule, pui pariu cu mine că la 200 km pe oră eu pun frâna la un centimetru de prăpastie? Iepurașul: hai bre, ursule, ia să te văd. Bagă ursul 100, bagă 200, la un metru de prăpastie se uită la iepuraș și îl întreabă. Iepurașule, te-ai pișat pe tine? Iepurașul: da! Pune ursul frână și se oprește la fix un centimetru de prăpastie. Iepurașul: bravo bre, ursule! Dar tu pui pariu că eu la 300 km pe oră pun frână la un milimetru de prăpastie? Ursul: hai bă! Ia să te văd! Se urcă iepurașul la volan și începe 100, 200, 300 km pe oră. La un metru de prăpastie se uită la urs și îl întreabă: ursule, te-ai pișat pe tine? Ursul: da! Iepurașul: pardon. Poți să te și caci că eu nu ajung la frână. Bine, cam atât a fost și pentru azi. Eu am fost gamerul tehnician la un episod cu bancuri. Și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne revedem data viitoare cu un nou episod. Bye, bye!